Vă invităm să descoperim un copil minune. Probabil majoritatea copiilor vara și au o pauză de la activitățile școlare, nu și Anca, eleva care este pasionată de studierea limbilor străine. O mare provocare la vârsta ei. Și să știți că acum învață limba coreeană. De ce, pentru ce și cum se descurcă, aflați de reportaj. Son Se-nim, Annyeong Haseyo. Annyeong Haseyo. Min-su Jin-gu-ga Ani-ye-yo. Ancuța noastră tocmai a absolvit clasa a doua, deja studentul mare. Și în acești ani noi tot am încercat să facem diferite activități, să vedem ce îi place. Știu engleza, germana, coreana, rusă. Foarte mult îmi place să învăț limbi. Dar cum copiii de obicei și copiii părinții, eu la rândul meu sunt tot pasionată de tot ce înseamnă lingvistică, limbi străine și tot cumpăr diferite dicționare și manuale în casă și avem de toate, începând la sanscrită, chineză și japoneză și nu mai știu ce. Păi eu de fapt mă duc după calea mamei pentru că vreau să știu foarte multe limbi ca să pot să mă descurc în viață. Annyeong Haseyo. Annyeong Haseyo. Annyeong Haseyo. Asta înseamnă salut, da? Super. Min-su Jin-gu Jin-gu Ye-yo. Min-su Jin-gu Ye-yo. Min-su Jin Jung Jung. Nu știu cum. Min-su Jin-gu Ye-yo. Min-su Jin-jung Ye-yo. Îmi aproape. Ga-jog este familie în limba coreană. Ga-jog. Ga-jog înseamnă familie. Haraboji înseamnă bunel. Haraboji? Da. Haraboji înseamnă bunel. Harmoni înseamnă bunică. Harmonie, da? De la armonie. Bunica înseamnă armonie. Nu neapărat ținem să fie ceva foarte făcut la perfecție sau foarte perfect, foarte să vorbească fluent. E, limba străină vine la pachet cu cultura țării, revine cu istoria țării și noi asta și vrem, ca ei să guste din toate aceste culturi, să vadă cum este, ce le place, ce nu le place și să încerce. Nu, nu sunt greutăți pentru mine dacă mă descurc și dacă pun accent pe limbă. Evident, eu, în calitate de mamă, care orice mamă își vede copilul în culori foarte, foarte luminoase, mă bucur foarte mult. Dacă tot o învăț, poate, dacă o să fiu mai mare sau, nu știu, cam pe la vârsta asta, o să plec în Coreea, să știu măcar o să vorbesc.